Echipa de volei Steaua București atacă la finalul acestei săptămâni primul trofeu al sezonului, Cupa României. Final forul acestei competiții va avea loc la Mioveni, iar în prima semifinală roșii albaștri vor întâlni marea rivală Dinamo. Cupa României este o competiție specială, e, sunt faze eliminatorii, iar e, noi, ca și echipă, suntem într-o formă bună și mergem acolo cu gândul la victorie. Cum este moralul echipei în acest moment, înaintea jocului cu Dinamo? Cred că moralul echipei este unul foarte bun, deoarece am făcut un meci bun împotriva Cravei și am reușit să ne reintrăm în ritmul nostru și sperăm ca la ora meciului să, să facem o partidă cât mai bună. În acest sezon, în cele două jocuri din campionat, Steaua s-a impus de fiecare dată în fața celor din Ștefan cel Mare cu același scor, 3-2. la 2. Care sunt staturile Stelei în fața lui Dinamo în, în această semifinală? Cred că unitatea grupului, pot spune. Uh, am, am arătat asta la ultimul meci pe care l-am câștigat împotriva, împotriva Craiovei. Am, am reușit să revenim de la 14-11. Lucru care ne, ne face să, să fim pozitivi, și să, să mergem acolo cu, cu gânduri mărețe la victorie și să câștigăm, să câștigăm trofeul. Stea au schimbat recent antenorul. Ce a dus nou Atanas Petrov pentru echipă? A reușit să, să ne facă să fim, să fim uniți și să, să ne încurajăm atunci când, când, când greșim, da, normal greșeala e, e, omenească și să, să trecem, să trecem repede peste și să fim focusați pe, pe, mingile următoare. În ultimul joc din campionat, elevii lui Atanas Petrov au învins Craiova după un meci de mare luptă și abia așteaptă să se bată pentru Cupa României. Ce a reprezentat pentru Steaua câștigarea Cupei României? A reprezentat mult, mă gândesc ce a reprezentat pentru orice altă echipă, însă din, nu știu care a fost ultima, ultimul trofeu, trofeu câștigat de Steaua, dar cu siguranță acest trofeu ne va da un un impuls pentru, pentru play-off. Semifinala dintre Steaua și Dinamo va avea loc sâmbătă 2 martie de la ora 16 în sala sporturilor din Mioveni. Finala este programată o zi mai târziu de la ora 18. Forța Steaua!